Am revenit să vedem, Valeriu, nativii Capricorn, ce ar trebui să înțeleagă zilele următoare. Este o săptămână contradictorie și pentru nativii Capricorn. Pluto, aflat în semnul lor, lucrează intens la procesele lor de transformare și Capricornii, pe ultima sută de metri a lui Jupiter în semnul balanței, își schimbă radical percepția asupra lucrurilor și atitudinea asupra vieții și asupra oamenilor din viața lor. Este o săptămână în care nativii Capricorn resimt foarte mult o forță care vine spre ei din partea celorlalți. Ei sunt cumva presați, sunt puși la zid, sunt în fața unor bilanțuri, sunt în fața unei comisii. Nativii Capricorn au niște situații extrem de presante și de stresante cărora trebuie să le facă față. Ceea ce li se întâmplă acum Capricornilor are conotații sociale, publice, vizibile. Nu este deloc o perioadă a discreției pentru ei. Dimpotrivă, Jupiter în ultimele grade ale balanței poate să le aducă nativilor Capricorn până pe data de 10 octombrie o explozie publică a ceva ce ei au încercat să țină sub capac. Este o săptămână în care sare în aer oala cu presiune în viața Capricornilor. Este o săptămână în care vor exista tabere în viața Capricornilor, se vor alia în jurul lor oameni pro și oameni contra nativilor Capricorn. Este o săptămână extrem de agitată din punctul de vedere al expunerii publice. Capricornii sunt acum subiecte principale în niște discuții care țin de viața lor personală și de competențele lor profesionale, adică oamenii din viața Capricornilor vor exclama săptămâna aceasta la adresa Capricornilor: wow, nu-mi vine să cred, nu pot să cred că a făcut așa ceva, nu este adevărat, eu știu mai bine cum procedează el. Este o săptămână în care este pusă la îndoială corectitudinea Capricornilor, o săptămână în care este pusă la îndoială, însă și buna conduită a Capricornilor în viața de zi cu zi și în viața profesională. Nativii Capricorn suportă acum consecințele unor decizii pe care le-au luat în ultimul an de zile și tot ceea ce au făcut cu forța se întoarce împotriva lor. Luna plină în berbec vine ca un fel de tăvălug asupra sufletului Capricornilor. Capricornii care au încălcat teritoriul altora, care au luat decizii împotriva voinței altora, sunt acum constrânși, sunt acum presați, sunt acum în situația de a rămâne fără resurse din cauza că au forțat lucrurile. Dimpotrivă, acei Capricorni extrem de înțelepți, care au înțeles foarte clar limitele, care au respectat teritoriul altor persoane, care n-au făcut nimic fără acordul altora, sunt răsplătiți, sunt recompensați și sunt apreciați din punct de vedere socio-profesional. Este o săptămână despre care vorbim, în care nativii Capricorn sunt luați de drept etalon și vor exista Capricorni care vor bifa acea căsuță de persoane model și dimpotrivă vor fi nativi Capricorn care vor fi luați de drept reper la rubrica așa nu sau anti-model. Săptămâna aceasta, nativii Capricorn, spuneam, oricum atrag atenția asupra lor și sunt puși și în situația de a se descurca în circunstanțe absolut imposibile și dacă până acum aveau foarte mult sprijin din exterior, de acum înainte s-ar putea să constate că trebuie să se descurce pe cont propriu. Să vedem care este.